Ok, deci, Felix Baumgartner, mă scuzați, dar e foarte greu de pronunțat numele lui, adică iubitul Mihaelei Rădulescu, a fost la, în cadrul galei Living Legends of Aviation, ceea ce înseamnă legenda vie, legendele vii ale aviației, a fost nominalizat și a primit o distincție în cadrul acestei gale, care a avut loc tocmai la Beverly Hills, deci pe lângă Hollywood pe acolo. Bineînțeles că Mihaela a fost alături de el. Mi se pare foarte tare că cineva pe lumea asta a inventat realmente la propriu o distincție pentru legendă vie. Adică avem și noi, hai să facem și noi. Uite, dau o idee revistelor sau, mă rog, ziarelor de glossy, dacă vreți, să facem și noi o gală a legendelor vii. Că slavă Domnului, avem o groază de legende vii în România care ar merita această distinție. Și acum, citind eu știrea asta despre Felix și despre Mihaela, care a fost cu el acolo și la această gală s-a întâlnit cu Harrison Ford, cu John Travolta, cu Tom Cruise și așa mai departe, Mihaela Rădulescu a ajuns să trăiască într-o lume la care foarte multă lume din România visează. Și a făcut asta cu foarte multă tenacitate și cu ceva noroc. Eu zic că, până la urmă, a avut și foarte mult noroc fata asta. Și eu... i-am urmărit, dacă vreți, cumva traiectoria încă de la începutul începuturilor, dacă vreți. Țin minte că prima oară am întâlnit-o fix în ianuarie sau februarie, luna în ianuarie sau februarie anului 1990, deci imediat după Revoluție, când, mergând la guvern, unde tata tocmai își începuse activitatea și unde oricum era o nebunie pe vremea aceea și... uite, Felix aici e în poze cu John Travolta și cu toată lumea, în fine. Atunci am cunoscut-o și am văzut-o pe Mihaela prima oară, pentru că ea lucra la secretariatul unuia din consilierii lui tata din acea vreme, este vorba de Cazimir Ionescu. Și atunci am cunoscut-o, era prezent acolo, niciodată n-am știut cum a ajuns ea să lucreze la guvern imediat după Revoluție, de unde a venit practic și cum a ajuns acolo. Din câte am înțeles, ea a venit la guvern împreună cu ziariștii care au făcut prima conferință de presă de după Revoluție și cumva așa a ajuns să lucreze în guvern. Nu știu exact modalitatea prin care a reușit să facă lucrul ăsta, dar oricum atunci se intra ușor pe acolo, pentru că era nevoie de personal, nu erau lucrurile încă foarte bine organizate și așa mai departe. Apoi ea, foarte repede după acest moment, a început o relație foarte cunoscută, de altfel, cu celebrul Dan Chișu. Atunci ne-am apropiat foarte mult. De ce? Pentru că Dan Chișu era unul din oamenii care lucra pentru Ion Țiriac. Ion Țiriac era un om foarte prezent în casa noastră în perioada aceea, chiar foarte prezent, și astfel l-am cunoscut pe Dan Chișu. Țiriac mă lua cu el pe la diverse turnee de tenis, pe la Monte Carlo, pe la Kitzbühel, pe la Roma și așa mai departe, mă lua cu el cam peste tot. Și mergând la aceste turnee, m-am prietenit foarte mult cu Dan Chișu, care lucra pentru Țiriac în vremea aceea. În momentul în care el s-a început o relație cu Mihaela și a devenit, dacă vreți, cumva pigmelionul ei, da? Deci el a transformat-o, dintr-o fată simplă, normală, într-o personalitate, într-o divă, dar asta și pentru că ea și-a dorit. Adică atâta timp cât ea a trăit cu Dan Chișu, n-a făcut altceva decât să învețe. El a învățat-o limbi străine, a învățat-o să citească, a învățat-o cum să se îmbrace, cum să se prezinte, cum să vorbească. A învățat foarte multe de la el, dar, repet, le-a învățat și pentru că ea și-a dorit să le învețe și a dorit să-și depășească într-un fel condiția, dacă vrei. Știa clar că vrea să ajungă undeva. Apoi el a luat-o când se făceau transmisiunile Pro TV pentru de la Cannes. A luat-o la festivalul de la Cannes cu el de vreo două ori și astfel ea încet, încet a început să intre într-o lume în care își dorea foarte tare să intre. Eu am fost apropiată de ea o perioadă, mai ales în perioada când era cu Dan Chișu. Țin minte că odată ne duceam la o petrecere la Club 30, pe vremuri era, și ne duceam la un bal mascat și a fost foarte haios că ea n-avea niciun fel de, cum să spun eu, niciun fel de inhibiții, nu le-a avut niciodată și se vede și acum, nici acum nu le are. Și trebuia să mergem la un bal mascat și ne-am dus noi la Teatrul Național să ne închiriem niște costume. Și ea, evident că și-a luat un... țin minte că și-a închiriat un costum de amazon, de amazoană.
care avea un coi foarte mare așa și când ne-am urcat în mașină ne-am dat seama că nu încape în mașină cu coiful respectiv. Norocul a fost că mașina avea o trapă și am deschis trapa și ea și-a băgat coiful prin trapă așa și ne-am dus la petrecere în felul ăsta. Și am simțit de la început la ea o ambiție extraordinar de mare de a ajunge undeva, de a fi în zona publică, de a se arăta că e frumoasă, de a fi divă în adevăratul sens al cuvântului și ea și-a urmat drumul ăsta cu extraordinar de multă tenacitate, cu foarte multă voință. Bănuiesc că în spatele reușitei ei există și foarte multe sacrificii. Nu știu care au fost alea, probabil și compromisuri și sacrificii și așa mai departe, dar a trecut cumva cu brio peste ele. A făcut sacrificii din iubire pentru bărbații ei. De exemplu, cu Ștefan Mănică, ea locuia într-un apartament absolut banal, cu Dani Oțil a locuit într-o garsonieră, adică a făcut și chestii din astea, deși îi place luxul foarte mult, îi plac banii foarte mult, îi plac lucrurile scumpe foarte mult. Apoi, mă rog, s-a căsătorit cu un om de afaceri foarte bogat, a avut de câștigat de pe urma acestei căsnicii o viață la care ea cu siguranță visa. Apoi a ajuns să locuiască la Monte Carlo și când părea că s-a retras cumva, a revenit în forță fiind jurat la România au talent, la ProTV. Tot timpul i-a ieșit. Deci femeia asta a avut și un noroc extraordinar de mare, pentru că întotdeauna când părea că intră într-un cont de umbră, i se întâmpla ceva care o aducea înapoi mereu în prim plan și acum are această relație cu Felix, care este totuși o mare personalitate. El este cunoscut pentru faptul că este singur om din lume care a sărit cu parașuta, cred, din stratosferă, deci de la marginea, de aproape din cosmos, aproape, da? Și a ajuns pe pământ cu bine, adică a făcut o performanță unică în lume, o performanță pe care încă nimeni n-a egalat-o. Este deci o mare personalitate și normal că trăind cu el, ea are acces la o lume la care cu toții visăm și la care ea a reușit să ajungă și prin meseria ei, dar și prin această relație pe care o are cu băiatul ăsta. Multă lume o invidiază și poate că e normal, pentru că ea reprezintă un miraj, o fată din Moldova, o fată simplă, care a reușit să ajungă acolo unde multă lume visează și unde multă lume n-a reușit să ajungă. Eu o apreciez pentru faptul că a știut întotdeauna ce vrea, că și-a văzut de drumul ei, că a avut foarte multă ambiție, că probabil a făcut multe sacrificii și multe compromisuri ca să ajungă unde e, dar ele nu s-au văzut neapărat în zona publică. Singurul lucru unde am eu o mică reținere este că mi se pare că s-a transformat prea mult cu operațiile pe care și le-a făcut. Eu cred că era la fel de frumoasă dacă rămânea așa cum era. Și mi se pare că exagerează un pic cu aparițiile astea foarte dezbrăcată, prin cadă, prin piscină sau pe WC. Asta mi se pare că a fost un pic exagerat din partea ei.